Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Agresivă sau nu, perioada invită la prudență și introspecție. Cum ne protejăm energetic, ce ritualuri putem face pentru a ne echilibra, cine sunt oamenii de lângă noi și ce interacțiune avem de fapt cu aceștia. În ce măsură suntem în control și în ce măsură ne lăsăm pe mâna destinului? Știm cu adevărat în ce context energetic ne aflăm? De la casa în care locuim, la anturaj și la mediul în care lucrăm, de la gândurile pe care le avem, până la intențiile celorlalți față de noi, totul ne surprinde zi de zi. Cum putem fi așadar în control? Vom discuta despre toate acestea astăzi, seara alături de Ingrid Baciu. Bună seara, Ingrid, și bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Ce înseamnă în această perioadă să fim în control din punct de vedere energetic și, bineînțeles, să vedem ce sugestii, ce sfaturi, ce metode putem să le oferim telespectatorilor de protecție din acest punct de vedere energetic. Pentru că, sigur că da, am tot vorbit despre agresiunea momentului, despre faptul că se întâmplă lucruri care ne surprind zi de zi, spuneam. Este foarte important să știm în ce context ne aflăm, am spus, de la casa în care locuim, care poate nu este chiar ceea ce pare, nu înseamnă că dacă ți-ai un obiect frumos de decor sau ai o casă impecabilă din punct de vedere al designului sau opulentă sau mai știu eu cum, nu înseamnă neapărat că este și o casă care are o vibrație corectă sau care este compatibilă cu vibrația ta. Până la locul în care ne desfășurăm activitatea zi de zi, biroul, de la oamenii cu care interacționăm, care pot fi, așa zis, prieteni, dar care, de fapt, pot fi agresori din punct de vedere energetic, până la gândurile cu care ne intersectăm zilnic, propriile gânduri sau gândurile celorlalți și așa mai departe, toate lucrurile pot fi, de fapt, agresoare și nu neapărat compatibile cu noi. Știm sau nu știm, sau în ce măsură știm, dacă putem să dezbatem puțin astă seară acest subiect, dacă suntem în control din punct de vedere energetic și, bineînțeles, să vedem ce metode avem să intrăm în control, să fim în control cu tot ceea ce ni se întâmplă, de la casa în care locuim și locul în care dormim sau locul în care mâncăm, până la oamenii cu care interacționăm. Remarc mai mult parcă decât oricând faptul că absența proprietății termenilor poate să distrugă completamente destinul unui om. Sunt oameni care se aventurează să citească tot felul de lucrări foarte bine, lăudabil, de natură spirituală. Când stai de vorbă și întrebi ce au înțeles, doamne, se reproduc totul altceva. Fiecare pliază, fiecare dintre aceștia, pliază informația pe nevoia personală de validare. Vom constata și vom găsi la oameni ceea ce putem numi paternul, programul salvatorului. Se înconjoară de oameni doar cu probleme, ei înșiși au doar probleme. Dar acesta e cel mai des întâlnit și aș vrea să ne oprim asupra lui. În această perioadă, pentru a te proteja, trebuie să devii conștient mai conștient decât oricând de cine ești. În momentul în care citești ceva, în momentul în care cumperi un obiect în casă, cum ai spus, în momentul în care încerci să, fără să-ți dai seama neapărat, să poleiți cumva realitatea, să nu crezi nicio secundă că un plus de strălucire, un plus de frumos în casa ta, în vestimentația ta, în atitudinea ta, în preocupările tale, pot schimba într-o totul o stare de fapt pe care o duci dintotdeauna cu tine de fapt. În această perioadă omul trebuie să reducă la esențe. Cine este el esențialmente? Cine este el esențialmente? Și în clipa aceea, din ce îți dai seama? Ce spune în Biblie? Omul se cunoaște după roade. Dacă fiecare și-ar vedea roadele de zi cu zi, roadele lui, fără să invoce, am fost provocat, a fost contextul. Nu, doamne, cine sunt eu în orice context? Cine sunt eu? Cine este esența mea? În orice context. Protecția de bază a momentului, a perioadei, este onestitate cu tine, cu Dumnezeu. Nu mai există alte. Înainte puteau oamenii să recurgă, să amâne, să întârzie, să amelioreze. Au putut să o facă vreme îndelungată pentru că au existat la proprii dispense divine. A existat ceea ce pe noi numim amânări, dispense divine, credit astral. Oamenii au ajuns și la punctul la care și-au consumat chiar și creditul astral. Ce vreau să spun? Vorbesc de Gregor Uman. Deci, acea masă critică de 50 plus 1 care cumva ținea, ei reprezentau stâlpii societății, da? Apropo de Henry Gibson, chiar și această majoritate de cel puțin 50 plus 1 nu mai are acel credit astral de a susține pe celălalt, ca într-o familie.
ai un membru de familie care este cumva locomotiva, ai capul de familie, da? Corect. La fel e și la nivelul unei societăți. Oamenii trebuie să înțeleagă că acel cap de familie la nivelul societății, nici el nu mai are îngăduința, acel 50+1, să-i ducă pe ceilalți să-i susțină. Corect. Da? Bun. Protecția momentului perioadei care va dura mult, nu este o chestiune de o zi, o săptămână sau, da? Protecția momentului este doar adevărul. Nu mai merge să te agăți de alții, să te cablezi la locomotivă. Tu trebuie să devii stat în stat. Cine sunt? Ce vreau? Ce gândesc? Cum am gândit? Ce am obținut din asta? Aici mă aflu. Cum merg mai departe? Pot să dau un exemplu despre ce înțeleg oamenii din a trăi în perioada asta? Mulți, din păcate. Citesc diverse cărți despre iertare, știm bine, dezvoltare personală, înțelegere, recunoștință. Oameni de vârste, nu tocmai tinere. Deși trăiesc de buni ani, mult, prea mulți, în relații de muncă, de familie, prietenii, am vrea să credem, relații care sunt nesănătoase, sunt toxice, da? Citesc diverse lucrări despre, iarăși spun, dezvoltare personală, iertare și așa mai departe, ce concluzionează pe patternul lor, pe dezechilibrul lor, pe nevoia lor de a părea buni. Merg mai departe, oricum ar fi. Trebuie să merg mai departe, să fie pace, să fie liniște, știi? Hristos a spus acum 2000 de ani, nu am venit să aduc pace, am venit să aduc războiul, pentru că în numele neamurilor, a zis Iisus, creația Tatălui meu, în numele neamurilor, în numele unei căsătorii, în numele unei prietenii, în numele unui proiect pe care vrei să-l duci la capăt, rămâi într-o relație toxică, de orice natură, nu vorbim neapărat de familii, sunt foarte multe tipuri de relații toxice. Trebuie să reducem la esență cine suntem și de ce mă aflu acolo. Ce aș vrea să discutăm puțin, Ingrid, aș vrea să... Am mai discutat, dar mai discutăm și reluăm, pentru că este o perioadă, spuneam și la prânz, acum sunt niște quadraturi pe cer care vorbesc despre o criză post-eclipsă. Au avut loc două eclipse de mare intensitate, am mai discutat deja 20 aprilie, 5 mai. Ele în sine au fost zile portal. Bucla dintre 20 aprilie și 5 mai a fost o buclă portal, o perioadă portal, dar acum este o perioadă mult mai dură decât perioada eclipselor. Peste două zile intră și Jupiter în Taur și face o quadratură perfectă, fix sau exact cu Pluto, care se găsește la primul grad în Vărsător. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că acum este o infuzie energetică de o intensitate. Nu mai vorbim de Saturn și Neptun în semnul credinței, da, semnul peștilor, da. Fără credință suntem zero. În perioada asta mi-asum ce spun și cred că toată lumea știe ce vorbesc. Sau constată pe propria piele. Vom constata. Dar ne putem ajuta de cunoaștere, de natură, de relaxare și, bineînțeles, de puritatea sufletească, că degeaba te duci la biserică dacă aici tu ești meschin. Da? Dar revenind, deci este o perioadă de mare intensitate sufletească, de mare intensitate energetică, de autenticitate, care credem sau nu credem și vrem să înțelegem sau nu, va afecta toate domeniile noastre de viață, de la casa în care locuim, adică nu mă refer doar la curățenie sau estetic, mă refer la tot ambientul. Deci tot ambientul trebuie să fie în acord cu tine, pentru că dacă tu stai într-o zonă unde nu-ți place deloc, cu vecini care nu-ți plac, cu cine nu-ți place, deja se amplifică toate energiile. Deci de la casa în care locuim, de la biroul în care lucrăm, de la persoanele cu care interacționăm, nu-ți mai place o persoană, fă tot posibilul, oricât de mult ai depinde de ea, ori minimizează interacțiunea, ori încearcă să vezi care este problema. Nu mai putem persista în minciună, în nesinceritate, în rolul victimă-călău, pentru că sunt foarte multe relații și nu numai în cuplu. Noi facem o greșeală, am tot discutat de relația, de raportul victimă-călău doar în cuplu. Nu există așa ceva. Astăzi discutam, chiar vreau să te rog să ne spui. Nu doar în cuplu. Multe situații sunt de genul acesta. Cele mai multe. Deci, practic, ce trebuie să facem în această perioadă, și să știți că este la maximă intensitate, astrologii spun că este vârful acum, chiar zilele astea, este să luăm măsuri. Nu trebuie să-ți fie frică de ceea ce simți, nu trebuie să-ți fie frică de ceea ce gândești, de cine ești. Dacă mie îmi face plăcere să mă întâlnesc cu tine, dacă mie îmi face plăcere să mă întâlnesc cu anumite persoane și nu cu alte persoane, este dreptul meu. Dar trebuie să fim foarte sinceri. Dar știi că este și o obligație? Trebuie să dai curs manierii tale? Schimbă tot ce este de schimbat. Fă acele lucruri dacă ați ști ce dimensiune pot lua lucrurile pe care le inițiem zilele acestea, dacă sunt în acord cu sufletul nostru. De exemplu, Jupiter pe Ingres acum Taur înseamnă că trebuie să facem ceea ce ne place și va căpăta o dimensiune.
și lucrurile se vor extinde. Nu știu, poate vrei să te apuci să, nu știu, să cumperi ceva care simți tu că dacă faci treaba asta îți merge bine. Sau să te apuci să lucrești ceva sau să începi un proiect. Este incredibil. Deci veți vedea peste un an sau doi că oamenii care au început în această perioadă un proiect în care cred cu adevărat vor ajunge foarte departe. Deci de la ce am spus la început până la aceste lucruri, trebuie să fim conștienți de tot ceea ce facem. Nu mai există compromis. Cine mai continuă să facă compromisuri, chiar și unul micuț așa, va suporta consecințe mult mai mari decât până acum. Pentru că nu a fost o energie ca acum. Da, oamenii nu înțeleg că există portaluri amplificatori. Exact. Portaluri care degrevează și prin care pot veni forțe care să sprijine. Tu vezi asta întotdeauna în hărțile astrale. Sunt portaluri și portaluri. Nu toate amplifică ceva. Tu ai spus-o și o spui adesea, da, în emisiunea, da, de astrologie. Adu-ți aminte și când eram împreună în emisiune. Menționai, insistai, în această perioadă un portal se deschide, vin ajutoare astrale, semne, inspirație. Îți aduce aminte, discutam adesea. Oamenii să facă diferența între portaluri prin care primești ajutor divin consistent, chiar dacă tu trăiești mergând pe sârmă, fără să ai un motiv. Riști, nu-ți pasă, nu dai importanță. Încalci toate îndemnurile și virtuțile divine și hristice. Adică e mersul pe sârmă al vieții. Tu vrei să mergi pe drumul tău, care nu e un drum, practic levitezi pe ceva, e un nonsens. Ești în aer și nu știi că ești în aer. Și totuși o sârmă ți-a întins-o Dumnezeu și încă te ține. Oamenii trebuie să se trezească. Nu trăiesc printr-o forță proprie lor. Nu respiră printr-o forță proprie lor. Nu riscă printr-o forță proprie lor. Pentru că dacă Dumnezeu ar închide butonul prin care tu respiri, e respirația conștientă, e un act voluntar, nu este un act involuntar. Precum e respirația, actul respirator, inspirație, expirație, tot astfel, sunt toate bunurile. Tot ce crezi că ai dezaurizat vreodată în viața ta, fericirea de a cumpăra ceva, de a găsi pe cineva, de a te căsători, de a avea un pisoi, un cățel, o mașină, o călătorie, orice formă de împlinire, tot ce ai tezaurizat este pentru că la baza acestui tezaur a pus umărul, creatorul lumii în care trăiești. Oamenii trebuie să iasă din paradigma, o spun, deși poate să pară plictisitor, nu știu câta oară, lui a avea și să intre cu adevărat în paradigma lui a fi. Hristos n-a spus eu sunt cel ce am. Hristos a spus eu sunt cel ce sunt. Cum sunt aici, sunt și în grădina Ghețimanii și când merg pe drum și când le vorbesc apostolilor și când vă vorbesc vouă și când mă cer cu preoții de la templu și când tac și când meditez și când merg pe apă către voi venind, nu-i așa, când apostolii pescuiau, vreau să pescuiască și nu prindeau pești, eu tot timpul eu sunt cel ce sunt. Nu joc, nu mimez, nu mă prefac, nu sunt, cum spuneai mai devreme, amintai de falsitatea dintre oameni. Dom'le, dacă te plac, dacă nu te plac, poți să ți-o spun și frumos. Eu am rupt relații de prietenie, Alina, am pus în temă o dată de 2-3 ori, după care am spus persoanei prietenie, nimic altceva. Uite, te rog, am discutat, am spus, am tras semne de alarme, te rog, nu te mai agrezi, nu te mai vreau în preajma mea. Ia-o ca atare. Nu te simți jignit sau jignită. Vreau să nu ne căutăm o perioadă și fiecare să înțeleagă ce nu e în regulă. Nu e ok. Nu este ok ce se întâmplă. Da? De ce? Pentru că sunt oameni, relațiile care devin toxice care sunt. Întotdeauna, dacă ai remarcat, există partea care este transformată într-un fel de recipient care se încarcă cu gunoiul celuilalt. Deci, înțelegi? Nu ai dreptul și nu ai îngăduința și nici vreo obligație vreodată în vreo univers să devii pubela cuiva. Eu am spus-o foarte direct, într-un limbaj aproape laic de colț de stradă. Dom'le, doi oameni când se întâlnesc, unul își va spune toate problemele și celălalt îl va asculta, dar nu se va schimba nimic. Situația rămâne la fel. Oamenii trebuie să iasă din paradigma în care celălalt îi duce greul. Haideți să facem un lucru puțin mai concret. Nu știu, probabil că toată lumea știe, cu toții cred că urmăriți filme polițiste. Ce fac polițiștii în momentul în care urmăresc un criminal? Au un perete, da,
plin cu tot felul de postituri, de fotografii, de criminali, de tot felul de situații, să-și facă ei niște conexiuni. Notițe, no, da, date, exact, dar pe tabloul acela, felul, pe, da, da. Întotdeauna mi s-a părut foarte ingenios acel panou pe care își fac tot felul. Pentru și, că sunt toate elementele în același timp în fața ta. Exact. Da. Acest lucru, chiar cu riscul de a vi se părea exagerat, l-am spus și la prânz, aș vrea să-l facă toate acele persoane care își doresc să-și ordoneze viața, inclusiv noi. De ce? Oricât de mult ai crede că ești în control, noi spunem, sunt în control, știu exact ieri pe cine am supărat, știu exact cine m-a supărat, știu exact ce mai am de învățat, nu este adevărat. Chiar și noi, cei care totuși lucrăm în domeniul ăsta de foarte mult timp și există foarte multă energie care se duce pe zona aceasta și tot timpul ne supervizăm, probabil că nu este zi nici la tine, nici la mine, nici absolut, la cei din domeniul, să nu te gândești ce rău am făcut, ai conștiință, măcar știi cum să te raportezi la ce faci greșit sau bine, chiar dacă mai greșești, da, și îți pui problemă și tot nu ai vedea atât de clar precum ai vedea dacă te-aș pune acum să scrii pe panoul din spatele meu sau să scriu eu. Și atunci, dacă am putea să facem acest panou acasă, undeva, sau, mă rog, pe o foaie mare de hârtie să scriem exact lucrurile astea, ca un puzzle așa. Cine ne agresează? Pe cine agresăm? Ce ne necăjește? Ce ne place să facem? Cine credem noi că suntem și cine cred ceilalți că suntem? Și totuși, până la urmă, să ne gândim, de fapt, cine suntem noi cei autentici, că poate noi am devenit ceva ce nu este autenticul nostru. Poate noi pe parcurs am avut o evoluție care ne-a îndepărtat de ce. De exemplu, foarte puțină lume știe că preocupările noastre nu au neapărat legătură cu ceea ce suntem noi făcuți ca ADN să facem. De exemplu, fiecare om are o proporție. Asta se vede, de exemplu, într-o astrogramă. Unii sunt făcuți să își petreacă 30% din zi sau 60% să muncească și restul să facă activități plăcute. Dacă nu vor face asta, unii, de exemplu, sunt făcuți să muncească, dar să aibă și activități spirituale mai mult decât alții, pentru că altfel nu sunt compleți. Și nefiind complet, tu intri într-o degringoladă, începi să te îmbolnăvești, începe să slăbească imunitatea și așa mai departe. Noi trebuie să cam știm cum funcționăm. Că dacă tu, de exemplu, ești o persoană veselă de la mama natură și tu ți-ai ales o profesie rigidă în care stai tot timpul la un birou și nu faci decât să fii rigid cu oamenii, dar natura ta, te uiți și tu în neamul tău și vezi că bunicii erau veseli, mai jovial și tu ți-ai ales o profesie rigidă, există acele situații, noi ne izbim de ele, cu oameni care după 40-50 de ani primesc tot felul de mesaje, de boli, de situații, pentru că s-au îmbolnăvit deoarece și-au negat natura lor autentică. Acest Saturn în pești ce face? Solicită revenirea la natura noastră autentică. Haide să ne spunem cine ești tu, că poate mie nu-mi place să stau 8 ore pe zi într-un mediu rigid. Poate felul meu este să râd 5 ore pe zi și restul să... Da. Și atunci, nu este atât de ușor de făcut această anamneză, totuși trebuie să înțelegem că de undeva trebuie, nu poți să te duci la cineva, nimeni, oricât de bun ar fi, în orice domeniu, medic, psiholog, psihiatru, astrolog, nu terapeut, mai bine decât tine cine nu ești tu. Poate să-ți aloce atâta timp cât ți-ai alocat tu. Da. Adevărat mi-a plăcut. Și de unde putem începe, dacă poți să dai niște sfaturi? Alina, a fost excepțional exemplu tău, excepțional, exact ca într-un serial cu implicații de natură FBI, fiecare ar trebui să-și facă un fel de panou. Doamne, poate nu neapărat îl pui pe zi, dar ai un caiet. Ai un caiet, faci un tabel. Foarte bun exemplu. Dar fii onest. Fii onest pentru că... și revino, ok? Sunt situații în care poți uita, nu neapărat nu ai fost onest. Revină asupra acelui tablet vreme de o săptămână și completează-l două săptămâni până simți că ești afară tot ceea ce tu ești. Cu bune, cu mai puțin bune, cu lucruri oribile, cu lucruri sublime. Du-te în tot registrul, caută-te în toată paleta de culori ca un pictor care vrea să lase o operă de neuitat în urmă. Vor fi și zone de umbre, vor fi și zone de întuneric, vor fi și zone de o strălucire inefabilă. Nu înseamnă că nu ești tu. În acea operă tu ești complet și ești deplin, tocmai pentru că un peisaj poate fi complet cu noapte și zi. Oamenii au greșită înțelegere, le spui adevăruri și se pot considera jigniți. Nici măcar nu aud ce le spui, nici măcar nu aud, mai jignit, pentru că el nu se percepe așa. Pentru că el nu-și dă seama că e așa. Vezi tu, poate doar cu el să încerci să devină propriul lui terapeut. Dacă el ar fi terapeut, ca un alt exemplu, panou și terapeut. Așează-te față în față cu tine, pus să ai sau să nu ai oglindă în față, să vrei să ai reflexia imaginii tale. Ești din cine ești
Și intră în ipostaza unui terapeut și vezi ce te întreba. De ce ai venit la mine? Ce probleme ai? Cu ce pot să-ți fiu de folos? Ai vreo problemă? Ce simți nevoia să spui? Ai ceva de spus? Care este lucrul pe care ai fi vrut să-l vorbești și nu l-ai spus niciodată nimănui? Care este lucrul pe care l-ai spus cel mai des tuturora? Care este lucrul pe care nici tu nu ți l-ai accesat vreodată? Care este lucrul pe care ți l-ai accesat prea mult? Ați văzut că am făcut o cruce? Da? Mergem în toate direcțiile timpului și spațiului și ale emoțiilor, ne căutăm extremele să înțelegem de fapt care ne este centrul. Da? Cum ai putea explica următorul lucru? Oamenii nu sunt ce par a fi. Spre exemplu, pot fi persoane, este o perioadă care ne cere să descifrăm exact cine se află în fața noastră. Sunt persoane care aparent te agresează, dar de fapt te protejează. Foarte și fiind adevărat, agresate, da? Pentru că te protejează pe tine, încep să te agreseze, dar ele, săracele, de fapt te apără. Absolut. În fața unor, absolut, energii negative, da, pentru că țin la tine sau sunt mai pure decât tine. Da, și sunt mai fermi. Și da, și pot să se... capete un comportament bizar pentru că primesc energii care ți sunt ție adresate și te apără. De cele mai multe ori copiii fac lucrul acesta. Sau cei care sunt puțin mai curați, să spunem așa. Sau te mușcă propriul tău câine dintr-o dată, nu mai poți, da, să pleci, întârzi undeva, afli că în mașina în care ar fi trebuit să fii cu o prietenă, un prieten a avut un accident. Trebuie să interpretăm foarte corect agresiunile. Foarte corect și ceea ce numim agresiune, iartă-mă, continuă. Cât de important este în această perioadă, apropo de spiritualitatea despre care ne vorbește Saturn și Neptun în Pești, da, să avem o persoană de mare încredere, de preferat un duhovnic sau o persoană cu înțelepciune, la care să ne raportăm ori de câte ori avem o supărare sau o grijă care ne copleșește? Alina, poate să pară exagerat, dar nu am alt răspuns. Cel mai bun duhovnic acum, în aceste timpuri de mari tulburări, atât de natură spirituală cât și materială, cel mai bun duhovnic este Hristos. Începeți cu Hristos. Aproape nu am cunoscut om să-mi fi spus în această viață pământească, am citit măcar Noul Testament cap-coadă. Citiți măcar o Evanghelie pe săptămână. Duceți-vă la pildele lui Solomon, adică citiți din Noul Testament, din Biblie. Duceți-vă cartea lui Ezechiel. Sunt atâtea pilde în Biblie. Doamne, sunt atâtea pilde. Treceți prin imitându-L pe Hristos, este o lucrare spirituală celebră, Thomas de Kempis. Treceți prin acele lucruri care vorbesc sufletului tău ca și când un prieten, desigur, nevăzut, nepersonificat, e în fața ta și îți vorbește cu blândețe și îți spune, uite dacă faci așa, uite ce se întâmplă. Treceți prin toți acei autori care vă vorbesc cu blândețe, dar fermitate, despre cine poți tu să devii. Despre cine poți tu să devii. Nu trebuie să te oprești aici. Te-ai îmbrăcat în atâtea culori ca să pară totul doar un festival. Și tu ești trist, știi, clovnii erau cele mai triste persoane. S-au umplut toate rețelele de socializare de atâta mare de ani, de fiecare își face selfie-uri. O să ajungem să aflăm într-o bună zi că și cel care merge la groapă își face selfie. Ne facem, adică eu nu mi-am făcut în viața mea, că își fac oamenii selfie în drum spre secție, în drum spre mare, la pot la Fetești, în avion, în aeroport, în... Urmează cavou, probabil. În drum spre cavou. Nu știu, mă gândesc. Deci, eu de ce exacerbez ceea ce spun, exagerez, hiperbolizez? Pentru că s-a întrecut orice limită a auto-livrării către, a externalizării persoanei. Oamenii au ceva de dovedit. Alina, cine este fericit, nu-și pune viața nicăieri și o ține pentru el de tezaurul lui. Și își va proteja tezaurul cu toată discreția. Nimeni nu-și pune 1 milion de euro în stradă. Atunci cum îți pui fericirea ta mai presus de 1 milion de euro peste tot? Vezi, e o minciună, e un nonsens. Deci fii tu, redu-te la esență. Dom'le, de ce fac lucrul ăsta? De ce sunt atât de vocal? Externalizez totul. Îmi îmbrac firea și vestimentar și apar și mă prezint pe mine, mă livrez societății ori și cui unui cunoscut. Vreau să par că sunt, dar oare chiar sunt? Fericit, blând, bun, înțelept, știu, spun, ca o să influențez pe alții și cu, știi, cu înțelepciunea, da, cu genul de oameni. Ce care... metode de protecție energetică, pentru că nu o să avem foarte mult timp, Ingrid, ai propune?
Repet, a fost excepțional exemplul tău, că e o metodă de protecție energetică. Nu te atacă nicio entitate de joasă frecvență dacă tu ești îmbrăcat în lumină. Adevărul aduce lumina, te reîntorci la stadiul primei hăinuțe de botez. După botez ai biocâmpul limpede, curat, strălucitor. Adevărul este a doua formă de botez și spune Hristos că până nu vă veți naște a doua oară, nu veți intra în împărăția cerului. Adevărul este nașterea de a doua. Trăiește în adevăr, este cea mai puternică formă de protecție energetică. Diavolul nu intră în împărăția lui Dumnezeu pentru că întunericul nu poate trăi în lumină. Nu există protecție mai puternică decât adevărul. Nu există. Nu există. Nu te poate atinge. Întunericul nu poate trăi în lumină. N-are cum. Dacă tu ești fisurat în câmpuri, ești plin de informații neconforme și, de fapt, contrare, completamente contrare luminii. Vreau să te rog un lucru, pentru că aș vrea să înțelegem exact. Fisurat în câmpuri, foarte frumos ai spus, foarte corect, un lucru care ni se întâmplă frecvent. Poți să dai câteva exemple de situații în care, peste zi, poți să-ți produci astfel de perturbări energetic vorbind? Nu știu. Te cerți cu cineva, câteva exemple, da, concret. Foarte mulți oameni nu știu că aceste comportamente aproape maniacale de zilnic de a intra pe diverse relații de socializare și așa, cu orele, cu ochii în telefon, produc efectul ruperii de sine. Corect. Aici se creează o breșă, o primă breșă. Foarte frumos ai spus. Oamenii și-au translatat SN-ul, sufletul și mintea în lumea virtuală. E o lume concretă, există, e concretă. Dacă ați aflat că există o lume a oglinzilor, o lume a sufletului și așa mai departe și multe alte dimensiuni, poate discutăm o dată foarte concret într-o emisiune, voi v-ați translatat, v-ați aruncat toate structurile voastre în acele lumi. Majoritatea umanității, atenție la ce voi spune, este deja în lumea de dincolo. Aveți trupuri, dar nu mai sunteți aici. Dar se întâmplă un lucru foarte interesant. Chiar am fost puțin uimită astăzi, mi s-a întâmplat ceva incredibil. Am cumpărat ceva și domnișoara tânără, deci cred că este vorba tot despre virtualul acesta exagerat, îi obosește socializarea. Este foarte plăcut, poate generația noastră, să ai contactul acela cu o persoană care te ajută mi se pare un lucru de bun simț elementar de respect, să-i adresezi o privire caldă, să-i spui un mulțumesc plăcut și eu așteptam să spun acel mulțumesc plăcut, politicos, care totuși este ceva elementar. Și domnișoara, foarte drăguță de altfel, gata, la revedere. Oh, Doamne! Și mi s-a părut fascinant. Da, deci probabil că este vorba despre ceea ce spui tu. Deja devenim obosiți de interacțiunea umană din cauza virtualului exagerat. Ai văzut într-o ședință de... Într-o ședință de spiritism, vine sau nu vine, sau vine foarte greu spiritul. Și ție îți vine SN-ul, sufletul, când trebuie să-i răspunzi cuiva, e ca și când e o fantomă în viața ta. Da. Atenție, trăim ceva, cum să spun, halucinant. Da. Și e o defazare între structurile tale energo-informaționale și unica ta structură fizică, acest corp care se vede. Este o defazare teribilă, dureroasă moral, dureroasă în structuri și atunci te poți trezi cu gata, la revedere. Că nu înțelege ce se întâmplă, nu înțelege procesul, de ce se simte atât de disconfortată pentru că tu ești drăguță. O ia personal, îi faci ceva, simte durere la faptul că tu ești drăguță. Știi cum e? E așa ca și când, înțelegi? E o stoarcere, aproape se chinuie să poată fi cu tine față în față. Să știi că oamenii sunt deja în lumea de dincolo, virtuală, care are foarte multe planuri. Poate fi periculos în timp dacă nu începem să ne conectăm. Mare atenție, este total diferit dacă te uiți la un film care ți se adresează sufletește, nu știu, un film de dragoste sau o comedie, este cu totul altceva și nu este virtual. Dar poate fi periculos în timp dacă... și mie mi s-a întâmplat, de exemplu, să fac ordine în foldere sau lucruri de genul ăsta să dureze câteva ore, după care m-am simțit parcă m-am și speriat, parcă nu mai eram eu, pentru că pentru câteva ore tu nu mai ești în matca ta, practic. Te fură peisajul. Da. Și alte metode de protecție energetică, pentru că sigur sunt foarte multe provocări. Ar fi odată agresiunea de zi cu zi pe stradă, nu mai comentăm. Virtualul acesta care... Smerenia, să știi să taci, să asculți, să te întrebi. Un mare autor de gen spiritual al timpurilor moderne, nu-i voi pomeni numele că poate nu ar dori acest lucru, spune așa, atunci când ești călcat pe picior sau jignit, nu te mânia, întreabă-te de ce ai rezonat cu acel lucru. Cu acel lucru, da.
Corect. Deci o altă mare de formă de protecție, de protecție energetică, da, este întrebarea. De ce? Da, să aștepți cu adevărat răspunsul. Nu ce vrei să auzi. A fost o doamnă foarte drăguță zilele trecute, își dorea o astrogramă și am întrebat-o de ce își dorește, ce probleme are și mi-a spus, am foarte multe de-ce-uri. Da, este o perioadă în care avem foarte multe de-ce-uri și important este să ne răspundem, dar să ne răspundem cu adevărat. Revenim după publicitate. Am revenit, vorbeam despre modul în care, Ingrid, putem totuși să facem în așa fel încât să devenim mai puternici totuși din punct de vedere energetic. Noi am tot vorbit în cadrul emisiunilor despre faptul că trebuie să stăm mai mult timp în natură, să participăm la slujbe, să stăm și în introspecție, să fim pozitivi, să încercăm să ne urmărim stările. De exemplu, sunt persoane care enumeră și trebuie să nu mai facem lucrul acesta. Enumeră tot felul de necazuri. Persoanele care au dispărut, persoanele care s-au îmbolnăvit. Tot repetă în buclă, în buclă, repetă lucruri care în sine au o vibrație joasă. Trebuie să înțelegem că fiecare propoziție pe care o spunem are o vibrație. Ca atare să încercăm să facem în așa fel încât să avem un tonus al zilei. Fiecare zi trebuie să aibă un tonus. Ceea ce vorbim, ceea ce facem, nu doar alimentația este sursa sănătății noastre. Cum? Sunt cazuri celebre când o alimentație sănătoasă e toxică pentru un om toxic. Pentru că masa critică a recipientului o otrăvește. Da? Bun. Vreau ca oamenii să înțeleagă, poate n-am spus-o niciodată atât de clar, viața trece prin stări de agregare. Exact cum toate, elementul apă trece prin stări de agregare, da? Apă normală, apă solidă, apă înghețată, vapori, tot ceea ce înseamnă viața trece prin stări de agregare. Dacă oamenii au senzația că a vorbi, deci a folosi cuvântul, e complet separat de ceea ce înseamnă destinul personal, nu pot decât să le spun că se înșeală amarnic. Cuvântul este o formă în care divinul, energia divină, se agregă sau nu într-un om. Un om are sau nu capacitatea de a-l manifesta pe Dumnezeu, de a determina realitatea Dumnezeu. Dacă întâmplător vorbim, întâmplător gândim, spunem tot ce gândim sau ceea ce ne vine, da? Nu avem un filtru, trebuie să avem filtre emoționale, filtre sufletești, filtre vestimentare. Dom'le, îmi place enorm o culoare, dar nu e de mine. Îmi poate potența, conform cromoterapiei, o raționalitate exacerbată, o afectivitate exacerbată, o tendință către tristețe, către a vorbi despre lucruri morbide. Ia să mă îmbrac în culori vesele, prea am tendința, e o formă de protecție aurică. Am tendința de a mă conecta la un trecut mai mult sau mai puțin îndepărtat sau la un viitor pe care nu îl percep ca fiind benefic, sunt anxios. Am temeri la orice mă scoate din zona mea de confort psihologic și afectiv. Poate sunt și ușor obsesiv-compulsiv. Acest amestec este demențial pentru destinul unui om. Te scoate total din destin. Da? Bun, dacă eu am aceste tendințe, cum pot eu să mă scot pe mine din mine? Și să pun acolo o persoană mai bună, tot eu, varianta mea cea mai bună. Ce tendințe am în mod specific? La fel se poate face un fel de panou, de tabel. Ce tendințe am eu zilnic? Să vorbesc despre ce, să mă îmbrac în ce culori, pe ce teme să discut cu cel mai apropiat om, mamă, tată, frate, soț, soție. Trebuie analizat pe ce frecvențe energo-informaționale mă duc cu cei din jurul meu. Și voi constata că există niște pattern-uri și niște coduri. Da, ale acestor pattern-uri. Acest pattern, să-ți dai seama, deci cu predilecție vorbesc despre discuții care se duc în zona concretă sau se duc în zona... Și ce formă de concret, negativ sau pozitiv? Da. În zona filozofică, se duc în zona spirituală, în zona religioasă, în zona bârfei, în zona etichetărilor, în zona revoltei și așa mai departe. Să-ți faci un profil, este foarte important cu Saturn, Neptun în Pești să ne facem un profil. Pentru că la un moment dat o să vină și feedback-ul în maxim un an, din punct de vedere astral, o să vină feedback-ul, adică o să vină, nu știu cum, un panou, un tablou în fața noastră, cu noi,
dar cu feedback-ul așa cum îl văd cei de sus, prin intermediul tuturor evenimentelor care ne vom intersecta. Da. Să nu ne mirăm să fie lucruri destul de și de dure în această perioadă care să ne trezească. Pentru că dacă trece o zi, pentru că suntem atât de atenți, să nu treacă o zi fără să facem sport, să nu treacă o zi fără să ținem nu știu ce dietă, n-am nimic cu dietele și cu sportul, dar nu se înțelege asta, dar am ceva cu cei care se bazează doar pe asta. Dar în schimb trec zile în șir în care tu nu știi față de cine ai greșit. Ce tip de energie te trage pe tine cel mai mult în jos? Dacă ești în acord cu ce vrea Dumnezeu de la tine, dacă faci și tu ceva pe lumea asta pentru alții și așa mai departe. Mă rog, ce vreau să spun este faptul că trebuie să facem, să începem să facem lucrul ăsta cu aceeași regularitate cu care avem grijă să mâncăm ceva mai, mă rog, bun din punct de vedere al energeticului, sigur că da. Sau să facem sport, sau să, nu știu, să avem un anumit tip de casă. Pentru că se duce foarte mult energie în zona aceasta și nu se mai duce atât cât trebuie în zona asta a anamnezei personale. Ai spus un lucru interesant la pauză, te rugasem să vorbim despre ritualuri și ai spus că ritualurile, și sunt de acord cu tine, sunt de acord cu tine total. Da. Spune tu. Da, era în ce pauza este publică cu ritualurile astea? În pauza publicitară a fost între noi un dialog și am spus refuz să dau exemple de ritualuri. Nu, a nu se înțelege că nu există. Există, da, se pot două face, secunde. Sigur. Umanitatea va ieși din paradigma și din această, capcană imensă, pierdere. Ciclic, civilizația umană trece prin extinție, da? Va ieși din această situație în clipa în care va realiza că ceea ce faci tu cu trupul ăsta va fi îndreptat doar de către tine cu trupul ăsta. Orice ai face, nici mineralul, nici copacul, nici apa, nici floarea, nici soarele, nici o altă ființă, creatură exterioară ție, nu va veni să curățe, cum aud adesea că vreau să-mi curăț karma. Nimic nu se curăță, totul se transformă, se transmută, da? Și în medicină, fizica newtoniană, știm de principiul lui Lavoisier. Bun. Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Ce ai făcut tu, doar tu vei schimba. Aminteam, nu știu cât de des am spus-o, dar vreau să repet. Deci niciun ritual bazat pe ceva ce este exterior ție nu va funcționa. N-are cum. E împotriva oricăror legi universale. Este împotriva oricăror legi universale. Tot ceea ce nu este conștientizat, transmutat, decodificat, asumat și transmutat, nu va avea efect. Nu faci decât să muți boala în viitor, întâmplarea, lucrul de care fugi. Nu faci decât să muți entitatea bolii, da? Energia evenimentului, toate acestea, să le muți pe un alt palier. Nu mă refer la un palier superior, pe un alt palier. S-ar putea să nici nu știu unde trimiți acel lucru. Să nu credeți că ritualurile vă scapă de probleme. Niciodată. Niciodată. Și s-ar putea, ca la bancă, că ce e sus e și jos, da, ce e pe pământ, da? Să plătești cu dobândă. Și faptul... totuși, scuză-mă, Ingrid, da, că te întreb, și totuși un ritual. Ritual. Nu este un ritual. Dar o metodă, cu care o nu tehnică. Greșim. Cu asta nu greșim. Și... așa. Da. Și l-aș recomanda, aici știu sigur că n-avem ce să greșim, este tăcerea. Taci. Stai frumos liniștit în pat sau într-o poziție care te relaxează sau natură, de ce nu? Și taci. Dar taci o zi întreagă sau taci o jumătate de zi. Câteva ore, taci. Și vei vedea că începi să simți lucrurile. Da, este un ritual, mai ales dacă îl faci mai des. O să vezi că începi să simți ce este cu tine. Să-ți dai seama unde greșești, să ai tot felul de revelații. Nu trebuie să fim... este foarte mare disperarea de a căuta în exterior răspunsuri. Da, da, până da, la da, un da. Punct ele se justifică. Da, poți să cauți răspuns către un specialist de biserică. Nici mai nu mai vorbim acolo, este obligatoriu. Îndrumări, sigur că da. Că ce-ți va spune specialistul, tu trebuie să aplici. Da. Dar da. Este și aceasta o metodă care... foarte bună, foarte bună, pentru că știi cum se spune? Atunci când vorbești, te auzi doar pe tine, când taci, în sfârșit, te auzi pe Dumnezeu.
Și să nu uităm, nu știu dacă John Mike Abelar a spus asta, un mare inițiat, parcă el, acolo unde se termină omul, acolo începe Dumnezeu. Fă în fiecare zi astfel încât să ai o perioadă în care omul se termină. Ca să înceapă Dumnezeu. În tăcere, structurile tale în sfârșit își pot îndeplini funcția lor spirituală de pâlnii, de receptori, prin toate ceacrele, sutele de ceacrasuri, portaluri. Da? Aceste pâlnii sublime care hrănesc structurile energoinformaționale implicit, energia este somatizată, da? Deci și corpul fizic, taci pentru ca structurile tale să împlinească cuvintele apostolului, că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Acolo unde cuvântul este sunet, culoare, informație, vibrație, iată. Iată. Și toate acestea te vor hrăni în duh și în adevăr și vei constata că fără vreo dietă, fără vreun ritual externalizat, fără a aștepta să vină ceva din exterior, doar tăcând, da, este o ipostază spirituală sublimă, corectă, corectă din punct de vedere spiritual. Și mă bucur că ai adus vorba de acest lucru. Cred că este unul dintre cele mai importante lucruri ca să ajungi și la adevăr. Taci, studiază-te, fă o introspecție. Și poate ar fi bine să-ți pui momentul la care faci asta exact în perioada zilei în care știi că vorbeai cel mai mult. La telefon, acasă, îți iei 10 minute, un sfert de oră, 20 de minute în care taci în fiecare zi, deși ar trebui un pic mai mult, dar măcar atât, începem așa, da? Și vezi ce auzi, sau vezi ce auzi structurile tale. În sensul că vei spune la un moment dat, ia uite ce gând mi-a venit, am avut așa ca o viziune, ca o imagine. Știi că uneori oamenii se întreabă, Doamne, ceva în regulă cu mine? După ce am tăcut sau după ce am făcut nu știu ce lucru, am început să văd lucruri, dar ele nu le văd fizic. Și se întreabă, nefiind obișnuiți cu manifestările spirituale, e ceva în regulă cu mine? Aveți răbdare, mergeți mai departe și veți primi și răspunsul dacă e în regulă sau dacă e în regulă. Perseverați pe drumul vieții, care înseamnă, în primul rând, să ai răbdare și curaj de a începe drumul. Pentru că să știi că au fost și situații în care în tăcere oamenii au rupt-o la fugă. Știi de ce marea majoritate a oamenilor parcă pleacă într-un exod în weekenduri? Pentru că nu poți sta cu ei înșiși. De câte ori ai mai auzit? Unde ai mai auzit? Sub câte moduri ți s-a mai întâmplat să afli că omul stă acasă, alege să stea acasă să citească o carte în weekend? Stă acasă pentru că vrea să-și facă adevărata igiena ființei lui. Știi, Alina, ce este cutremurător în epoca în care trăim? Înainte vrem, omul nu avea cunoaștere, evident, tehnică, nu? Dar era atât de igienizat sufletește și mental, respectant, binecuvânta mâncarea, mulțumea pentru ea, nu făcea acele lucruri care în ziua de azi ne par orori și sunt orori. Omul simplu care nu avea nimic din ce are acest secol, ce are secolul 20 și 21, da? Dar cele mai mari orori nu s-au petrecut în 2 milenii de la Hristos, ci într-o 100 de ani de la începutul secolului. Ce trebuie să facem în această perioadă? Este foarte clar, este foarte simplu, trebuie să ne resuscităm energetic, nu mai putem persista orice nelămurire, orice neliniște, orice supărare. Te simți devitalizat, încearcă să afli de ce ești devitalizat. Nu te simți bine într-o cameră, încearcă să afli de ce nu te simți bine în camera respectivă. Nu poți să te odihnești, nu poți să dormi, încearcă să vezi ce poți schimba în dormitor. Nu te simți bine cu o persoană, încearcă să vezi, poate nu este persoana, poate este sigur, o nelămurire. Sigur, da. Bun. Deci este o luptă care ar trebui să înceapă, deja de pe 7 martie 2023 ar trebui să înceapă, de când a intrat Saturn în Pești, este o luptă pe care noi o dăm practic zi de zi, moment de moment. Poate o să vi se pare exagerat, dar moment de moment trebuie să supervizăm, să vedem ce ni se întâmplă, de ce trecem, de ce ai o stare de supărare, de ce ai o depresie, de ce ai o stare exagerată, de revoltă și așa mai departe. Nu este deloc ușor, dar este minunat pentru că dacă începem deja să lucrăm și să etichetăm aceste stări și apoi pasul 2 să începem și să vedem de unde vin, o să devenim experți, o să devenim inițiați și o să ajungem la performanța de a intui anumite stări chiar înainte să ne copleșească, de a putea evita o interacțiune nefastă sau un experiment sau ceva nefiresc. Foarte interesant este faptul că
Sunt foarte multe lucruri, de fapt, de discutat pe acest subiect. O să revenim asupra lui. Acum mergem în studioul Politica Zilei, unde Ioana Constantin ne așteaptă de la ora 21 cu cele mai importante subiecte ale săptămânii. În dezbatere alături de invitații săi. Bună seara, Ioana! Bun găsit, Alina! Vorbim de la fix despre extremismul care a cuprins România, un fel de naționalism, patriotism, spun ei, dar care, de fapt, are în spate foarte multă propagandă, chiar propagandă rusă. Vom discuta, de fapt, cui folosește această politică făcută în România, mai ales că la anul sunt alegeri. Cui folosește haosul pe care aur și propaganda rusă îl fac în România? Discut asta cu invitații mei speciali în această seară, Adrian Papahagi și Bruno Ștefan, însă discutăm și temele importante economice, pentru că primarii sunt revoltați de ordonanța tăierilor și spun că li se taie bani de la bugetele locale, iar pensiile speciale au atins niște sume record. Cea mai mare pensie specială din România este 10.000 de euro și sunt peste 100 pensii speciale care trec de 33.000 de lei. Discutăm pe larg și demontăm toată minciunea în această ordonanță austerității care de fapt dă liber și la angajări la stat, dar și la salarii mai mari și desigur la achiziții publice. Înapoi la tine, Alina. Mulțumesc, Ioana. Cam acestea ar fi cele mai relevante lucruri pe care le putem spune într-adevăr despre energia în care ne aflăm, o concluzie... Igiena spirituală, igiena mentală, da. Și afectivă cel puțin. Emoțională, sigur. Da. Vă dau un exemplu. Te afli într-o cameră, nu te-ai spălat, evident, nu ești agreat, da. În camera respectivă unde sunt mai multe persoane. La fel este la viața, universul. Fără așa fel încât să nu fii dat afară din camera asta, din viață, igienizează structurile. Trebuie să înțelegem că suntem într-o transformare foarte profundă din punct de vedere social, emoțional, psihologic, din toate punctele de vedere. Să încercăm să ridicăm la nivelul perioadei și să nu lăsăm garda jos sub nicio formă, pentru că până la urmă suntem niște luptători adevărați, da. Și vom demonstra pe parcursul acestor 3 ani că vom fi și învingători, nu doar luptători. Ingrid, mulțumesc foarte mult. Ne revedem și sâmbătă următoare. La revedere!